dimineața. Astăzi ne ghidăm clar după ce ne dictează inima. În plus, martie, așa cum vă spuneam, debutează cu o conjuncție norocoasă care aduce vești bune pentru fiecare dintre noi. Dar hai să analizăm fiecare zodie în parte. Berbec, astăzi ai susținerea astrală să-ți pui în ordine finanțele și să iei și niște decizii curajoase. Nimeni și nimic nu poate să te țină pe loc. Taur, cineva care până acum te-a plăcut în secret ți-ar putea mărturisi sentimentele sale. Pe plan financiar, în curând, vei avea multe motive să te bucuri. Gemeni, în cazul tău, norocul se materializează prin prisma unui proiect la care contribuie cineva care stă în umbră. Poate fi vorba de un binefăcător. Rac, te-ai putea reconecta cu un prieten vechi sau să te întâlnești cu persoane pe care nu le-ai mai văzut de foarte multă vreme. Și nu uita că vin niște zile senzaționale care să-ți ridice moralul. Leu, chiar dacă fizic nu ești chiar în formă, se întâmplă multe lucruri bune, astfel încât uiți de oboseală și de lipsa de energie. Poți câștiga bani în urma unei colaborări cu cineva. Fecioară, dragostea plutește în aer și te declari mulțumit și de prietenii pe care îi ai, chiar dacă îi poți număra pe degetele de la o mână. Relațiile tale se sudează și mai vin și bani dintr-o sursă pe care nu ai luat-o în calcul. Balanță, ai putea începe un parteneriat cu o persoană care este pe aceeași lungime de undă cu tine. Te încântă o înțelegere la care ajungi cu cineva legat de niște cursuri, o mașină sau niște bani din comisioane. Scorpion, ești optimist, mai ales în privința chestiunilor care țin de muncă. Ești motivat să-ți duci toate sarcinile la bun sfârșit și ai putea chiar să fii lăudat și premiat pentru abilitățile tale. Săgetător, unii nativi lucrează la ceva în secret și nu vor să afle încă nimeni despre progresele lor. Alți săgetători ar putea refuza o propunere care vine înspre ei, dar asta pentru că au alt as în mânecă. Capricorn, chiar dacă pe plan profesional apar unele provocări, le poți transforma într-un avantaj. Cineva te-ar putea susține să-ți îndeplinești o dorință. Vărsător, nu doar astăzi, ci și în următoarele zile te va încânta să descoperi că te poți baza pe cei din familie, atât financiar cât și emoțional. Și vine și o veste bună care te-ar putea face să dansezi de bucurie. Pești, astăzi se vor ivi multe ocazii să te distrezi, doar că s-ar putea să implice și niște costuri pe măsură. Bucură-te așadar de tot ceea ce trăiești, dar încadrează-te și într-un buget, chiar și în cazul cadourilor pe care le faci. Acesta a fost horoscopul, găsiți mai multe detalii pe contul meu de Instagram, astrolog Bianca Nuțu. Să aveți o zi minunată și plină de iubire!